Lucrarea scrisă de Gabriel Socaciu, narată de Mihaela Pamfil. Capitolul 3. Lumina interioară. Fiecare ființă umană are în ea lumină. Este scânteia divină ce o însuflețește, care îi oferă un scop, o motivație, un sens existenței. Este farul călăuzitor, lumina sufletului, conectarea la divin. Creștinii spun acestei lumini Duh Sfânt, forma de vibrație înaltă ce coboară în sufletele noastre ori de câte ori ne conectăm la sursa divină, la entitățile superioare. În timpul sfintelor liturghii, în timp ce facem fapte bune în lumină, ajutarea tuturor ființelor vii, aducerea de ofrande, rugăciunile, atunci când faptele, vorbele și gândurile noastre sunt pe frecvențe înalte, de pace, liniște sufletească, bunătate, smerenie, compasiune, iubire, această lumină interioară crește. Odată cu ea, crește și protecția noastră divină, atât de importantă în trecerea prin școala vieții pământene. Fără protecție divină, omul poate fi victima sigură a atacurilor PSI, a influenței entităților de întuneric, a cameleonismului spiritual. În decăderea lui, el poate fi legat de îngerii karmei. Aceștia acționează tot prin drept divin. Nimic nu se întâmplă fără voia Tatălui Ceresc. Când lumina interioară scade, întunericul își face din ce în ce mai mult loc în structurile interioare. Viciile, păcatele se înmulțesc, devin o obișnuință pentru cel cu lumina interioară scăzută. În societatea modernă, aceste vicii, aceste păcate și încălcări ale legilor echilibrului subtil între lumină și întuneric, nici nu ni se mai par anormale. Fumatul, consumul de droguri, de alcool, sexul făcut fără implicare sufletească, mercantilismul vieții sunt atât de prezente în viața oamenilor. Aceștia nici nu realizează că găzduiesc în corpurile lor aceste entități de joasă frecvență, care se hrănesc de pe urma acestor vicii, păcate. Am citit odată despre o mărturisire a lui Valeriu Popa, cunoscutul nostru vindecător, privitoare la un pacient al său, alcoolic. Acesta s-a trezit la miezul nopții, iar o voce i-a spus poruncitor: dă-mi de băut. Omul și-a dat seama că de fapt vocea era în el însuși, în ființa sa, și că cererea venea din interiorul lui. Valeriu Popa i-a spus că vocea era unei entități de întuneric, care cerea în numele persoanei în care își găsise gazda. De atunci, acel om nu a mai pus gura pe alcool pentru tot restul vieții sale. Atunci când începem să ne ghidăm după vocile entităților de vibrație joasă, ființe vii care se hrănesc ca orice organism viu, înseamnă că suntem mai mult sau mai puțin posedați, fără putere de discernământ.
Atunci când puterea de discernământ scade, crește riscul manipulărilor. Reclamele, programele TV, alte influențe extreme, mai mult sau mai puțin subtile, îl fac pe om dependent de stimuli emoționali, de frici, de neajunsuri, de insecuritate. Lumina nu-l mai călăuzește, ea nu-i mai este de ajuns. Omul simte că rătăcește, că viața sa este lipsită de sens. Se simte abandonat, părăsit, neputincios. Omul viciat, fără ajutor divin, este expus atacurilor energetice, accidentelor, acțiunilor karmei, reactivarea unor informații energetice din trecut, aflate în om în stare latentă, și invaziilor factorilor patogeni exteriori, virus, bacterii. Imunitatea scăzută, răcelile dese, stările psihice proaste au de multe ori legătură cu scăderea rezistenței la factorii agresivi, interiori și exteriori. Când lumina lui interioară scade peste o limită, el pierde și mai mult din protecția divină, din ajutorul îngerilor de lumină și al ghizilor săi spirituali. Poate deveni chiar o ființă demonică. Sufletul lui poate fi împărțit, pierdut, rătăcit de structurile sale originale. Una dintre măsurătorile pe care le fac pacienților la cabinet este cea legată de structurile sufletului, de cât de mult au pierdut din el. Acest om se poate îmbolnăvi grav, trupește și sufletește. Spiritul lui este rătăcit, pierde din apartenența la divinitate, la sursa lui primordială de energie. Boala este o profundă stare de dezechilibru a chimiei interne a sufletului, etericului, mentalului și spiritualului. Ceea ce vedem în exterior, deformarea și șubrezirea corpului fizic, carcasa exterioară, este rezultatul decăderii profunde ale celorlalte corpuri energetice și structuri ale ființei umane. Cel bolnav își simte sufletul greu, apăsat de poveri, poate ofta și suspina des. Simte un gol pe care nimic parcă nu-l poate umple. Nimic nu-l mai mulțumește din ceea ce are în jur. Lumina lui interioară abia pâlpâie, flacăra este din ce în ce mai mică. Întunericul câștigă din ce în ce mai mult teren. Entitățile de joasă frecvență își fac sălașul în corpul vlăguit al omului. Acestea sunt și ele ființe vii în căutare de hrană. Ele se hrănesc cu fricile, rușinile, vinovățiile omului bolnav, cu viciile și păcatele produse de acesta. De aceea este atât de important să ne menținem vie lumina interioară, strălucirea ei. Să o udăm cu fapte bune, făcute la lumina zilei, să o hrănim cu vorbele, gândurile, intențiile și faptele noastre ce slujesc adevărul, lumina. Acestea sunt slujite cu adevărat atunci când omul se căiește, când face fapte bune nu pentru vreo răsplată, ci pentru că așa simte sufletul lui. Când iartă fără să mai simtă vreo nevoie de a ierta, căci interiorul lui este plin de iertare, când iubește fiecare ființă vie din natura înconjurătoare, fiecare creație a lumii sale. Rugăciunea este o formă de conectare la lumină. Atunci când rostește din suflet rugăciuni de mulțumire, iertare, recunoștință,
omul se conectează la vibrațiile înalte ale entităților de lumină. Când are pace și liniște în suflet, înseamnă că deja acestea sălășluiesc în interiorul său, că fac parte din suflet, că viețuiesc acolo. Este partea superioară a informației cerere și primire, strâns legată de centrii superiori care asigură legătura la Divinul Superior. Rugăciunea este și ea o formă de hrănire a centrilor energetici superiori. Această hrană, cu vibrație înaltă, aduce acea conexiune infinit superioară oricărei alte legături. Este conexiunea subtilă cu lumea de care aparținem, ca ființe desăvârșite. Entitățile superioare de lumină comunică în permanență cu omul trezit, conștient, prezent pe calea sa. Când se abate de la cale, de la misiunea sa personală, el este corectat în plan subtil, la început, apoi din ce în ce mai puternic în plan sufletesc și fiziologic. Dacă știe să citească aceste semne, omul poate corecta ceea ce este de corectat. Poate fi o neiubire, o neiertare, o relație greșită cu sinele sau cu partenerul, o situație imorală, creșterea orgoliului personal, a agresivității interioare. Poate fi vorba de atașamente puternice, de dorințe materiale care dezechilibrează structurile energetice. Omul spiritual, care comunică în acest plan subtil al informațiilor prezente în jurul lui, își dezvoltă un crez, un scop. El simte că este susținut în tot ceea ce face, atât în plan profesional, cât și în cel personal, în relațiile pe care le are. Devine atent la micile corecții, pentru a nu primi altele mai puternice, care să-l oprească pentru mai mult timp de pe drumul evoluției sale. Omul are la dispoziția sa timp și energie, două măsuri prețioase, ce nu trebuie irosite. Când va ajunge să dea socoteală pentru ele, va trebui să răspundă cum le-a gestionat și folosit în trecerea lui prin școala vieții. Amară suferință va avea cel care nu le-a dat importanță sau care le-a folosit în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate. Sfârșitul capitolului 3.